au încercat să -i introducă ilegal în țară piese auto în valoare de 895.000 de lei, camuflându-le printre bagajele neînsoțite. Este vorba despre administratorul unei companii de transport de pasageri de pe ruta Portugalia Republica Moldova și unul dintre șoferii acestuia. Bărbații au ascuns bunurile în cutii și genți pe care le-au sigilat și disimulat printre alte bagaje cu bunuri de uz personal, însă au fost descoperite de către vamii și de la leușeni. Astfel, în cadrul controlului, ofițerii Vamale au depistat 160 de piese auto. Volane, sisteme de navigație, GPS, panouri de control, display-uri, auto, faruri și altele. Toate cu însemnile unei renumite mărci de automobile. Vinovații riscă până la 10 ani de închisoare.